Precizare, această emisiune este filmată înainte de meciul România-Olanda. Așa că habar n-am cât a fost scorul. Scrieți voi la comentarii. Asta e atât s-a putut. Da, să ne facem un scenariu. O bătut România. Ie, yeah, suntem cei mai tari din lume câștigăm finala, Ianis, mută dat anunții, suntem cei mai buni, în sfârșit, echipa de suflet, generația de suflet. Asta am ținut o reclamă din între reprize. Casa pariurilor susține generația de suflet. Generația de aur era susținută de Pepsi sau ce sponsor era. Mă rog, celălalt, cealaltă variantă, care ar fi? Că am pierdut, da, dar am ieșit din grupe și cu Olanda ne-am bătut până la ultima suflare. Oricum, e bine, tot mai este loc de o bere. Oricum, socră mea, după ce a plecat Ungaria acasă, uita mai mult la arbitru român Ișvan Coaci. Ai cât plăcut, ce frumos scoate el cartonașul. Parcă e balerină. Normal că într-un meci o dat 20 de cartonașe, 18 galbene și două roșii. Ce frumos dirijează, da, vedea l dirigând intersecția din Florești. Asta este. S-a vorbit mult despre cei 26 de jucători care ne-au reprezentat la campionatul european. Să vorbim un pic despre cei 33 de puturoși care ne vor reprezenta în Parlamentul European. Că doar noi am pus ștampila pe ei, cap de listă Mihai Tudose. Așa zis că pe unde curge picură, dacă nu curge picură, ceva o să bea. Vă dați seama, când vine ăsta mahmur în Parlamentul European, nimeni nu o să stea pe lângă el. Nici verzi, nici portocalii, nimeni. Să duce mahmur, tu Ăsta -o sea, nici româna nu vorbește. Cu traducere în cască. Locul 2, și Bogdan, locul 3, Firea. Da, doamna Firea în sfârșit merge și ea la Bruxelles parcă o și văd acolo pe strase la braț cu Rareș Bogdan care deja de un mandat fiind acolo îi arată ce frumos e de unde ți-i Da, de unde ți-i ruju rujuri și alte chestii și după aia mănânci una bigă Mac. care în piață, da, e acolo în centru, tu ai fost două mandate, bravo e om umblat Vlad nici nu mai râde când vorbim de Parlamentul European. E o glumă. E o glumă. Bună glumă. Mai avem acolo pe manda, la al doilea mandat, cel mai leneș din parlamentăria europeană. Păi ăsta nu-l poți învinui, că la câte îi pune în cârcă, l ia olguța nevastă sa, ce să mai meargă el în Parlamentul European? Nu mai merge, asta e alta n -am. Bine că i-am trimis pe aia de la Forța Dreapta, pe deodată, Tomac și ăla mâncă bine acolo, Tomac, Stomac, voi cu Lescu și cu Barna. Barna, bă, prost să fii noroc că ești la 2 metri cât înalt ca parul, bros ca... Uh. Aurul a trimis pe Terheș, pe Târziu, cam târziu, pe Claudiu Târziu și pe Piperea. Ăla ăsta nici teorec, nici nu-i trebuie cască. Lui se traduce automat. udmr a trimis pe aceiași doi, Vincler și Vințe, parcă Scip și Deir. Și acolo, nu știu din partea cărei țări, dar sunt parlament, încasează Diridar și premiera. Știți poezia lui Marin Sorescu? Se mută circ în altă circă, un elefant cu un leu în cârcă, șoșoacă și Lazarus. <laughs> Mamă, și Grapini e acolo. Deci avem o tripletă de, de extraordinar. Te doare Te doar, Să nu zic mai jos. Uh, Grapini, șoșoacă și Lazarus. S-a terminat. -a... Eu cred că avem, dacă la europenele de fotbal ne-am prezentat onorabil și peste așteptări, mandatul ăsta de 5 ani, o să o dăm de gard... Da? Nu contează. Bine că s acolo. Stai că și a zis că va candida și de președintă. Păi nu poate ea să fie și președintele României și în Parlamentul European câte 5 ani fiecare mandat. Dacă îi dă Iohannis avionul, să descurcă. Bineînțeles că luce în spate, că bine că pot, bravo mie. Astăzi, astăzi este ziua internațională a persoanelor dependente de muncă. O sărbătoare pe care românii nu vor Sărbătorii, mai puțin Vlad, care a ridicat două mâini, că nici nu pleacă bine de aici, că mai are trei filmări, o editare, un botez și două clipuri. Dar nu toți sunt de... Că dacă ar am fi toți dependenți de muncă, la fel ca și Vlad... Am avea două cafele pe săptămână. Ar fi pline spitalele. <ră> <ră> În Grecia s-a trecut la săptămâna de muncă de șase zile lucrătoare. Românii zic, bă, patru, nu-s prea multe. <ră> Asta e, mâine unde mergeți? Nu mergeți la botez la băiatul lui George Simion. Ăsta face botezul ca și nuntă. Aia a lansat invitații deschise. Mâine e botezul la gura humorului. Cei chemați ieșiți, cei prezenți Untold. donați. Antoldul Auresc. La gura humorului. Bă, au găsit o localitate pentru botezul lui Fiu, s-o pe chipul și asemănarea lui tată. Că numai gura e de el, dacă înveți ce scoate, totul e un humor. Nu? Weekend plăcut, distracție plăcută. Un pronostic, un pronostic, un pronostic uh, scrieți în comentarii. Tu, 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 să vedem. Să vedem uh, din din viitor cum ar veni, Ia, da. din amintiri din viitor. Băi, eu zic că o să ne bată Olanda. Nu grav. românii o să joace 1-0 2-1. Dă nu dăm gol. 1-0. 1-0 pentru Olanda, dar am făcut performanța europeanilor. Da, Am că ieșit din grup. acceptăm toate în, în comentarii. Da, dar știu că voi nu înjurați. Când e vorba de bine, dați de dulce. Frigiderele sunt goale, așteptăm marfă.